Zilele trecute s-a desfășurat la Reșița campionatul național de lupte pentru seniori, la masculin și feminin, competiție la care au participat și două sportive din județul Hunedoara. Cel mai bun rezultat l-a obținut Denisa Fodor, de la LPS Cetate de Vat, tânăra sportivă pregătită de Suraj Moravan, obținând titlul de vicecampioană națională la lupte libere, la categoria de greutate de 59 de kilograme, în chiar primul său an de seniorat. Vis-a-vis de sportiva Denisa Fodor. Da, ea a venit direct din lotul național de senioare. Ne bucurăm că a reușit împreună cu Federația și gazdele de la Reșița să organizăm cea mai importantă competiție a anului, finala campionatului național de seniori, ce a avut în acest weekend. Da, sportiva noastră de la LPS Cetate Deva, una din cele mai titrate sportive în acest sport, a reușit să urce pe podium. Mai ales îmbucurător, ea fiind primul an de seniori, a reușit să obțină locul 2, deci vicecampioană națională, ea a reușit să piardă doar în dauna unei sportive mult mai titrate, Caterina Zidacevska, ea naturalizată de țara noastră, de fapt din Ucraina, de loc și medaliată la seniori la campionatele mondiale, având și o experiență mai vastă, plus ani, puțin, da, se acumulează. În rest, Denisa nu a pierdut niciun punct, iar în final s-a clasat pe locul 2, podiumul fiind completat de alte două sportive, de la CSM Craiova și CSM Dunărea Galați, în cadrul categoriei 59 de kilograme. Imediat după concursul de la Reșița, Denisa Fodor a revenit în cantonamentul echipei naționale de Veanca, pregătindu-se acolo pentru alte două competiții importante programate în perioada următoare. Denisa s-a reîntors la lotul național care este cantonat în municipiul București și se pregătește intens pentru o viitoare competiție foarte puternică ce va avea loc la Moscova, în Rusia, la începutul lunii noiembrie. Și după care urmează cea de-a doua competiție importantă, respectiv finala campionatului național U23 de seniori, care va avea loc tot în municipiul București. O performanță foarte bună a obținut și cealaltă hunedoreancă prezentă la Reșița, Mădălina Piușoc, de la Inter Petrila, sportiva pregătită de Marian Lucaci, obținând medalia de bronz tot la lupte libere, dar la categoria de 68 de kilograme.